Domnul Negar invită cea de-a patra ediție. Elena, 5, 4, 3, 2, 1. Hai cu muzica aici. Reprezentăm armata, vânătorii de rămâne în acutea de astăzi. Și cum vreau să rămâne de noi, a venit exact când trebuia. Alo, alo, la ce oră se vine? Să vedeți, nu-ți comandați, mai schimbăm până la 24 ediție, pe care mai scrit eu. Din această minunată și înflorită zi, domnul Negar Invictus, poate rămâne muzica la inimă de la casă. Se mai scurt gratuit în ziua noastră. Felicitări Invictus pe acestei competiții. La aproximativ ora 12 și 30 de minute este programat un moment artistic pregătit de Clubul Sofiilor din Curtea de Argeș și la confecționării unor căni, căni cu ce fel de mesaj de ritmă a fost. Marșul Ardealului, copii. Marșul Ardealului. Cine cântă cu mine? Bun! Noi români, cel ce nu suntem desminte, mamă, tată și Ardea. Toată lumea! Noi români, creștinianca în Ardea, cu o cuplită Mulțumim mult, domnule colonel, pentru tot sprijinul acordat realizării acestui eveniment și mai avem un premiat, este vorba de directorul de cursă, directorul evenimentului, domnul Florescu Gheorghe, plutonel ajutant în rezervă, care primește un certificat de apreciere din partea și directorului statului major la apărării. Vă mulțumim, domnule colonel, mulțumim, domnule Florescu Gheorghe, pentru munca depusă în organizarea acestui eveniment și mulțumim întregii echipe care v-a fost alături. Dați-mi voie în continuare să o invit alături de noi, aici, în partea de jos a podiumului, pe Alteța sa regală, care va fi premiată cumva de către comandul, de către locțitorul comandului batalionului 33 vânători de munte Posada. Suntem onorați să avem așa oaspete de seamă, având în vedere că această competiție se desfășoară sub un alt patronaj al casei regale și pentru că regii României, în calitate de comandanții armatei, au purtat cu mândrie ținuta de colonel de vânători de munte. Permiteți-mi să-i mânesc placheta reprezentativă a batalionului 33 vânători de munte Posada, principesei Sofia.
Vă mulțumim mult de tot și vă așteptăm la fiecare ediție să ne acordați sprijinul ca și până acum. Domnule colonel, îi oferim doar pachetul fără diploma. Ne cerem scuze. Locul 2, Malek Raluca. Felicitări, aplauze! Și locul 1, Popa Maria. Avem și diplomă. Mulțumim! Haideți să le oferim și vouchere. Malek Leonard. Este? Domnul primar mai este aici, alături de noi este, bineînțeles, domnul primar al orașului Regal Curtea de Argeș va premia categoria Cross General Masculin, Malek Leonard, felicitări! Trecem la următorul loc, locul 2, Șerban Mircea. Wow, ce bine, îmi bate inima atât de tare. Nu vreau să mai avem greșeli la acest eveniment, nu ne dorim. Promit că fac flotări pentru fiecare greșeală care va apărea pe timpul acestei premieri. În continuare, locul 1, Georgescu Cătălin. Bravo, felicitări, aplauze, aplauze, nu se aud aplauzele, mulțumim domnului primar al orașului Curtea de Argeș, mulțumim pentru că a fost alături de noi și ne-a sprijinit să putem să folosim aceste minunate străzi pe care vă invităm să le vedeți la duatlon de la anul. Ați văzut deja, se lucrează intens și vor fi foarte, foarte frumoase, o să fie un eveniment magic la anul. Mulțumim, bravo, felicitări, mulțumim, bravo, felicitări. Vă invit pe aici, prin stânga mea, prin spatele meu. Premiază domnul Florescu Gheorghe. Bravo! Toți sunteți învingători, toți acești copii minunați care faceți sport, sunteți niște învingători și vom vedea peste ani și ani cât de frumoși veți crește. Mulțumim! Cătălin, avem pregătite următoarele premii duatlon, fete 7-10 ani. Educație fizică militară din statul major al apărării. Deci vă invit să urcați pe scenă prin spatele meu, este o treaptă, vă va fi mult mai ușor. Premiem duatlon individual. Locul 3, Boboc Sara. Sara, unde ești? Sara, e bine? Am brodit-o de data asta? Locul 3, Boboc Sara. Bravo, felicitări! Locul 2, Ioana Zercula. Ioana, unde ești, Ioana? Este aici, Ioana? Și?
Aolo, ne-ați terminat.